Conform legii, persoanele fizice și juridice au obligația de a curăța în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. Astăzi, poliția locală a municipiului Giurgiu desfășoară o acțiune de amploare conform hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 31 ianuarie 2013, pentru a anunța agenții economici, dar și persoanele fizice, pentru a elibera căile de acces de zăpadă, gheață și a ajuta cât mai bine pentru circulația din municipiul Giurgiu. Încă de la primele ore ale dimineții, echipe ale poliției locale au patrulat pe străzile din municipiul Giurgiu și au stat de vorbă cu cetățenii și agenții economici pentru a le spune că trebuie să-și curețe trotuarele din fața caselor și căile de acces. Am venit cu rugămintea la dumneavoastră să vă atenționăm, deoarece conform hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu aveți obligația să vă dați zăpada după trotuare din locurile amenajate. Mulțumim. Deoarece în caz contrar, să știți că sunteți pasibili și de o sancțiune, este o amendă între 200 și 500 de euro. Însă rugămintea noastră este cel mai indicat ca să eliberați dumneavoastră trotuarele pentru zăpadă și de gheață. Am înțeles. Pe străzile Tineretului și 1 decembrie 1918, echipaje ale biroului poliției locale rutiere au sprijinit echipele Urban Service, care colectează zăpada de pe carosabil și din stațiile de autobuz. 11 echipe de polițiști locali supraveghează întregul proces de colectare a zăpezii și adresează rugămintea ca șoferii să nu blocheze zonele în care se intervine.